Bună dimineața! Bună dimineața! Multe brânzeturi, ciuperci, ceva multe verde. Multe ciuperci, verdele nu trebuie să lipsească, două tipuri de brânză, un pic de unt, un pic de vin, ceva cimbru, unt și cașcaval. Puține ingrediente, preparat de vis. Ce gătim astăzi? Astăzi am să prepar ciuperci, l-am denumit ciuperci reușite. Este un preparat care aș putea să spun că îl gătesc destul de des acasă, mai ales primăvara. Primăvara îmi place să gătesc ciuperci. Nu numai pentru aportul de proteine, dar și pentru gustul lor senzațional. Așa. Am ales șampinion albe. Bun. Asta pentru simplu fapt că nu-mi schimbă culoarea preparatului. Vreau să fie cât mai deschis la culoare, mai ales sosul. Hai să zicem de respectiv. Nu le... Niciodată nu, da? Nu, niciodată. Asta este o pierdere de timp. În plus, gustul cel mai bun se știe atât la legume cât și la fructe. Este valabil pentru toate. Este exact sub coajă. Acestea nu au coajă, au o pieliță care este comestibilă, este delicioasă. Important este că trebuie să fie foarte, foarte bine spălate înainte de a fi gătite. Codița o îndepărtez codița am să o toc, de fapt am să le toc foarte, foarte mărunt. Am să vorbesc acum despre sos. După ce toc codița foarte mărunt, o să trag la tigaie cu ceapă verde. Sting totul cu vin alb demisec. Apoi adaug smântână dulce, smântână pentru gătit. Lasă dea într-un clocot sau două, astfel încât să se evapore alcoolul din vin, să-mi rămână doar gustul de vin. După care dau totul la o parte, sosul la o parte și adaug două tipuri de brânzeturi. Am ales o brânză gorgonzola picantă pentru gustul intens și o brânză tot cu mucegaia asemănătoare cu rochefortul pentru un gust mai intens. Există brânzeturi cu mucegai și suportabil la preț? Absolut. Nu sigur, luăm, da. Sigur, mai ales că nu folosim un blue cheese. Sigur, absolut. Blue cheese, mai ales că nu folosim o cantitate foarte mare pentru sos, pentru că atunci gustul și mirosul este prea intens și nu este foarte plăcut. Cam cât are și o porție, fă un calcul rapid. Dacă stau să fac un calcul rapid la tot ce am pe masă, în jur de 15 porții, ar ieși undeva la 3 lei, 54 lei, până în 5 lei. O porție? O porție? Sigur că da. 2 covrici. 3. 4. 4. Ok, până acum v-am spus, procedura este simplă, ciupercile le desfaceți, păstrați pălăriile intacte pentru că trebuie să le puneți pe o plită fără niciun fel de condiment, astfel încât ele se vor frige pe o parte și pe cealaltă. Începeți cu partea scobită, apoi cu partea cealaltă. Motiv pentru care aici în interior se va colecta sucul de la ciuperci în momentul când o întoarceți pe plită, în care puteți adăuga un cubuleț de unt, un strop de sare și puțin piper. Nu condimentați prea mult, pentru că ulterior trebuie să adăugați un strop de sos, dar și mult cașcaval răzuit. Nu uitați de cimbru. Cimbrul este un condiment care se potrivește de minune cu gustul și aroma ciupercilor. Iar la sfârșit de tot, salata verde este obligatorie, ușurează digestia și completează foarte bine gustul preparatului meu. Ciuperci reușite! Vlăduț se apucă de ciuperci reușite. Astăzi în frumoasa emisiune.